Datorită faptului că sistemul de autofocus la camerele digitale este unul foarte sensibil, o calibrare a obiectivului poate fi necesară pentru a avea precizie maximă la focalizare. Acesta este și motivul pentru care, mai nou, producătorii de camere foto introduc în meniul aparatelor DSLR funcția de ajustare fină a focusului. Dacă în momentul în care realizezi un cadru, aparatul oferă confirmarea de focus, dar la redarea imaginii zona de claritate este în fața sau în spatele punctului confirmat de cameră, atunci este necesară calibrarea. Dacă aparatul tău are în meniu funcția de ajustare fină a focalizării, poți efectua chiar tu unele reglaje. Dacă ai un obiectiv Sigma din gama Art, Contemporary sau Sport, poți aplica tu o serie de reglaje folosind docul Sigma ce se achiziționează de la F64. Dacă ai nevoie de ajutor, poți trimite obiectivul împreună cu aparatul foto, iar calibrarea va fi efectuată de către unul dintre tehnicienii serviciului F64. De fapt, calibrarea în cazul obiectivelor Tamron și Sigma reprezintă o serie de corecții software ce se aplică obiectivului prin instrumente specializate de către tehnicienii noștri. În timpul acestei operațiuni, aparatul este utilizat doar ca punct de referință. În alte cuvinte, noi nu intervenim asupra aparatului, ci doar pentru a ne asigura de precizia operațiunii de calibrare. Dacă vom folosi ca punct de referință un alt aparat foto, îți spunem din experiență că acest lucru nu va genera rezultate optime și pe camera ta. Nu uita să te bucuri de imagini focalizate corect. Lumină bună!